Marcel Ciolacu se întâlnește astăzi cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor. Este prima întâlnire tripartită din mandatul lui Marcel Ciolacu, iar discuțiile se vor axa pe impactul măsurilor fiscale în perioada următoare. Marina Filimon ne aduce mai multe date. Te ascultăm, Marina. Bun găsit, e bine, ședința va avea loc începând cu ora 10, ședință care a fost anunțată de către premierul Marcel Ciolacu, spunând că se va discuta clar pe măsurile fiscal-bugetare, pe eliminarea măsurilor fiscal-bugetare, se va discuta modul în care se poate face acest lucru, se va discuta inclusiv pe legea salarizării, noua legea salarizării, care trebuie să fie gata până la final de an, cel târziu ianuarie 2024. Astfel, premierul susține că sunt câteva excepții la codul fiscal de 74 de miliarde de lei, ceea ce este un lucru anormal în condițiile în care, concret, o eliminare a scutirii de la contribuția de sănătate, în cazul celor 8.884 de oameni, care se ia în calcul de noi guvernanți, ar însemna cam aproximativ 2 miliarde de lei, pentru că din ce a mai rămas în 2023 vorbim de o sumă de 400 de milioane, ceea ce înseamnă că s-ar pierde în medie circa 446 de lei din salariul net, bani care le-ar mai rămâne în buzunar, și cam asta ar fi suma cu care aceștia ar rămâne.